s-au făcut aceste lucrări de schimbare a rețelelor de canalizare și apă, da? Proiectul se închidea, se făcea, se stăpa un șanț, venea conducta de canalizare, racorduri, se mai făcea încă un șanț, venea conducta de apă, racorduri, se asfalta și lucrurile erau în bună regulă, se închidea și plecau din cartier, da? O lucrare care a costat în toată zona, în cele 21 de străzi, 5 milioane de euro. Măi, hai atunci să mai punem noi ca și municipalitate niște bani și am mai pus 5 milioane de euro în care să schimbăm și rețelele de apă pluvială cu branșamente la conductele dumneavoastră de la fiecare casă și să asfaltăm tot cartierul nou, da? Adică, oameni buni, eu știu că e un deranj, că într-adevăr e un deranj ce a fost aici, da? Și într-adevăr va mai fi 3-4 luni de zile un deranj. Dar la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, veți avea un cartier care totul va fi asfaltat de la zero, cu trotuare, cu borduri, cu drum, cu tot. Adică a fost asfaltat acest cartier, dar eu știu cum era asfaltat. Că n-avea fundație, erau pietre de desubt, numai câte reclamații am primit de aici din zonă, domnule, strada nu-i bună, strada... Și acum veți avea totul făcut de la zero, adică va fi un cartier de zona zero, de zona centrală a municipiului Oradea. Că se puteau face lucrurile mai bine, aveți dreptate. Că poate constructorii n-au lucrat în cel mai curat mod, aveți dreptate. Organizat. Dar oameni buni, și dacă vă zugrăviți acasă, nu știu, un apartament, o cameră, tot faceți un deranj în casă, da? Gândiți-vă că aici toate rețelele au fost schimbate, tot. Au terminat partea de apă și au terminat rețeaua de pluvială, da? De săptămâna... În proporție de 80% au terminat, da? Ascultați-mă puțin, vă rog frumos, da? Vor începe la partea de bordurare. Când vor bordura, când vor începe partea de bordurare, atunci vor branșa fiecare burlan la rețeaua de canalizare pluvială. Deci nu veți mai păți, nu știu, burlanul de la casă să fie legat în canalizarea menajeră, da? Ceea ce e normal și civilizat într-un oraș ca și Oradea să fie separat.